Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, alături de Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou și protopopiatele Suceava 1 și Suceava 2, vă invită sâmbătă 8 aprilie, în ajunul praznicului intrării Domnului în Ierusalim, la pelerinajul de Florii, eveniment la care vor lua parte ierarhii eparhiei, preoți, monahi, monahii, dar și credincioși, între care copii și tineri care și-au anunțat deja prezența. Procesiunea va începe la Catedrala Nașterii Domnului Mărășești, Suceava, la ora 15:30, când un sobor de clerici, condus de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopii Sucevei și Rădăuților, va oficia slujba vecerniei Floriilor și va binecuvânta ramurile de salcie care vor fi împărțite apoi credincioșilor prezenți. Răspunsurile la strană vor fi date de corul Seminarului Teologic Liceal Ortodox Mitropolitul Dosoftei din Suceava. În continuare, se va pleca de la Catedrala Mărășești în pelerinaj către Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, unde va avea loc prima oprire a procesiunii pe strada Mărăști și strada Mihai Eminescu. Apoi traseul va continua pe strada Nicolae Bălcescu și bulevardul Ana Ipătescu, următoarea oprire fiind Biserica Învierii Domnului. Procesiunea se va îndrepta spre strada Ion Vodăviteazul către Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou, Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, alaiul fiind întâmpinat aici de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, care va rosti rugăciunea de binecuvânt pelerinilor. Răspunsurile liturgice vor fi date de grupul psaltic Dimitrie Suceveanu al Catedralei Arhiepiscopale.